Sopenez, George, cealor tu că cada la neveșcolate? Aha. Și un mande, a canasan baro, ha chiar să-l butia. Sortina, dai! Mai pendem tuc, gai nevișcola să but la și, jane să-l și jane în lil. Na, dar a blândar dai. a n-ai dosta, ca te să mai but gaje. A merom sa, mai jane s-ar diche na mea gaje. te care sa men la jimasche. Na, chiar la javescu. Cam nu sau baro. He, te del o del, au au asi mai dai pipu. Te del tu că del să pe dai, te ce vezi, te dichez mă îmbară, mă noși. Jane sos, te siclios mai mișto dar te de des misal. ce-ți dai? He, sar să o papus, modad, iertile s-o devel. Cadia te aveți vitu, Du calama, la male dai. Vima, George, vima. O sa s-o mai prin giardos a striare județo. o Bengalorom, Dic l vie gajen, dar vie romen, dar. Ana, ma, găgădile-s tari, daie. Cere palaltute, ita, rom-rom, ta godea ver, ha chiar es? na, da daie, am ma Te, te delo del. Ita, agoli goli s-ar gad. ce că? Ce-mi-e da apte asta vaz, Dic te că că-l-a tu tari școla. J-a -n -n te nabistren manroai canabolden. Mamă, ți-ai luat telefon nou? N-am mai văzut din asta până acum. Super tare telefon. Am dat o mulțime de bani pe ele. Tata mi l-a luat. Ia dă-mi bip să vezi cum sună. Marfă, eu am un amără de telefon, mâna a doua. Ei, hai mă, că nu-i chiar așa nașpa, merge. Merge pe naiba, e un jaf. Salut, băi, ce faceți? Ca lumea telefonul, ce jocuri are? Salut, ce mă, tu ai telefon? Normal că am, băi, chiar mai bun ca al tău. Eram doar curios. Uite că vreau să-ți arăt, băi, coloratule. Ia uitați-vă, băi, și lasă. asta. De-abia la noi în școală să dă și mare. Cine te crezi, băi, țărane? Lasă-i în pace, George. Nu vezi că-s proști? Nu merită. Bun. Scoateți-vă caietele și notați exercițiul de pe tablă. Dragoș, ce te tot foiești, nu scrii? Ba scriu, domn profesor, dar nu găsesc telefonul Hai să vedem, a văzut cineva telefonul lui Dragoș? Sigur l-a luat cineva, n-avea cum să dispară așa din senin Hai repede, uitați-vă prin băni și prin ghiozdane, cine știe? Domn profesor, sigur l-a luat cineva Ăsta, că m-a întrebat în pauză ce jocuri am așa e domn profesor, George l-a luat, l-am văzut eu Știți cum sunt țiganii ăștia? Ia zi, George N-am luat nimic, domn profesor, puteți să verificați Minte, domn profesor, zi și tu că erai cu noi Da, l-am văzut când a întrebat de jocuri putea să-l ia Domn profesor, min cu toții George era cu mine în pauză și n-avea cum să ia nimica Ok, deci în ultima pauză a stat împreună Și dacă telefonul a dispărut în altă pauză? Hai, George, gândește-te bine. E mai bine să recunoști acum decât să avem alte necazuri. Nu n am luat eu, nu pricepeți. Nu fi obraznic. De când țip tu la mine? Nu înțelegeți. Îl cunosc foarte bine. N-ar face așa ceva. Credeți că a furat doar pentru că e țigan. Maria și tu la mine acum, nu ți e rușine? Hai, George, l-ai găsit? Sandilobo, Derbedeule, cum îndrăznești să pești așa din ora mea? Ți arăt eu ție. Cum vă permite să-i vorbiți așa copilului meu? E un hoș și un derbedeu. Hallo, Se de vede gajai. ce educație ați dat. Dixo pendea că mi-e ciordem, dar mie nici credem canci. Cum vă permite să ne jigniți? De unde știți că băiatul meu a furat? Nu vă permite așa ceva. Da, vă urăsc, bă, oamenii. Ne urăsc oamenii? Cine spune, mă, tu? Îți arăt eu ție. Am eu grijă să nu mai calci în școală cât o trăi. Nu-mi pasă, băi, de amenințările voastre. Haide jos. Lua var. Chiar vă căutam. S-a da, furat un telefon în clasă și hoțul a fugit. Cum? A mai apărut și tai Cum adică? Sunteți dirigintă. Vă rog să veniți în clasă să lămurim lucrurile. Că mereu i-a apărat și de asta o să ne dea în cap. Haide să ne calmăm. Ne-am săturat de țiganii ăștia. De când au locuri speciale la liceu, ne-au năpădit. Deci, ce ziceți că s-a furat? Telefonul lui Dragoș. Eu zic că i George. De asta a și fugit. Avem și dovezi? Toți elevii au spus. Astea nu-ți dovezi. Copii, hai să vedem ce s-a întâmplat. Vreau în primul rând să știu dacă a mai asistat cineva la ce s-a petrecut Da, eu doamnă profesoară, George n-a furat nimic Am spus eu că a furat cineva ceva? Dar ce, doamnă, putea să dispară așa din senin? Poate l-ai pierdut sau l-ai uitat pe undeva Cum să-l uit? Că mi-a zis tata că mă moară dacă îl pierd O grămadă de bani a dat pe el Haideți, doamnă, ce facem aici, psihologie? Ne prostim unii pe alții? Mai bine am chemat poliția De ce să chemăm poliția? Nu avem nicio dovadă că e vorba despre vreun furt. Ba da, l-a furat George. De la început a zis că îi place telefonul și era invidios pe Dragoș. L-ai văzut tu pe George că l-a luat? Eu cu ochii mei nu, dar l-a văzut Lucian. zi și tu ceva. Eu nu știu. Am văzut că îi plăcea telefonul. Țiganul, tot tigan. Cum adică? Adică l-a furat coloratul ăla de George. Nu e adevărat, doamna dirigintă. Zice așa pentru că George e tigan și îi zic că țiganii fură. Nu pot să cred că sunt printre voi unii care gândesc așa. Ba da, doamna dirigentă. Andrei și cu dragul și răs pe țigani și de-aia vorbesc așa. George n-a furat nimic. Ba da, că așa sunt ei. Care ei? Haideți, doamnă, să terminăm prosteala asta. Ne facem că nu știm cum sunt țiganii. Cum sunt, domnule, coleg? Fură, doamnă, mint și fură și ne fac țara de râs în Europa. Bine, dacă e așa, să știți că și românii ne fac de râs, domnule. Și mai aflați ceva. Și eu sunt țigancă și nu cred că v-am făcut vreodată de râs. Telefonul meu! L-am găsit! Ah, știu ce s-a întâmplat! Și avem dirica în clasă și s-a aflat totul! Cum? Prostura de Dragoș și-a rupt buzunarul și-a scăpat telefonul în de la ușă! Și știi cum s-a găsit? A stat telefon de pe hol și ei să toți pe tine Și Diriga? Diriga a fost cea mai tare, s-a certat cu fraierul de mate Și hai să spun una tare de tot Diriga e țigancă Da, intră Iartă-mă, am spus că ai furat de frică să nu zică românii că țin cu tine și să nu afle Ce să nu afle? Că sunt țigan Mamă, ce chestie, Diriga țigancă și mie care îmi plăcea de ea? Da, băi, nici nu-mi vine să cred. Și când te gândești că anul trecut l-a rugat pe proful de mate să mă mai asculte o dată să nu rămân în origine. Acum și țiganii ăștia or fi toți așa de răi. Ei, pe dracu, nu mai diriga altfel ca ceilalți. Stai, mă, că nici George nu e așa. Nu vezi că nu mi-a furat telefonul? L-am pierdut ca tâmpitul. Dar dacă l-a pus chiar George în când a ieșit din oră, ca să l ia mai târziu. Nu că mi-am adus aminte că l-am pus în buzunarul la rupt și atunci mi-a scăpat? Bine, băi, dai naibii bide Ne acum pentru ei. Nu știu, bă, nu vezi că ne-am făcut de tot râs? Ce vremuri trăim, profesori țigani. Cine știe, poate e mai bine așa, să se ridice și asta și să nu mai facă de râs. Cu George am cam greșit-o. Nu știu ce mi-a cășunat. Carte știe, dă naibii. Și nici nebunul de tai că ei prost deloc. Că mai sunt și printre ei oameni. Cred că ar fi bine să vorbesc cu taicăsul ăsta, să n-apuce să-mi facă reclamație. O scot eu la capăt. Nu ar fi ei mai tari. Nu credeam că mai ajungi. Ziceai că e o operație foarte grea. Da, a venit, în ultima clipă, era cât pe ce să-l pierd pe ambulanță, dar până la urmă l-am întors și am ajuns și la tine să văd ce fețe ne-ai făcut. Fețele ca fețele, dar m-am ocupat și de scenariu și de regie, până și de ilustrația muzicală m-am ocupat. Sunt sigur. Acum ce-o fi ieșit, voi să-mi spuneți. Eu știu că am spus tot ce aveam pe suflet. Pache auto, Bravo! Abia aștept să-ți văd filmul. Al nostru, frate.